Bună ziua și bine ați venit! Haideți să facem niște pită cu crumpi sau, după cum o știți voi denumirea, pâine cu cartofi. Rețeta este din Ardeal, sper să vă placă! Haideți să vedem ingredientele necesare. Într-un bol vom pune 500 de grame de făină, o vom cerne, douăzeci de grame de sare, cincisprezece grame de drojdie proaspătă ținută puțin în apă călduță, 100 de mililitri de ulei. Avem nevoie de 3 cartofi pe care îi vom da pe răzătoare. Cartofii trebuie să fie fierți. Acum vom încorpora foarte bine totul. Toată această procedură o să dureze undeva la 30 de minute. Mai adăugăm ulei. Trebuie să lucrăm foarte bine aluatul pentru ca glutenul și amidonul să înceapă să acționeze. Vom avea nevoie de un aluat moale, nu foarte tare. După cum vedeți, adaug ulei treptat. Acum îl vom lăsa la dospit timp de 2 ore. Cam așa arată după 2 ore. Vom pune ulei pe blatul de lucru sau făină. Vom lucra puțin, îi vom da o formă rotundă. Dacă aveți oală de fontă, puteți să o puneți și acolo. Eu o să pun într-o tavă. Apoi voi pune pur și simplu un inel pe care îl folosesc foarte des și la blaturi, dar am ales să-l folosesc și la pâine. O să vedeți ce o să iasă. Vom mai lăsa la dospit încă 30 de minute. Apoi vom da deasupra cu ou și lapte. Și vom pune la cuptor la 180 de grade, timp de 45 de minute. Bineînțeles, vom verifica. Cam așa arată după ce am lăsat-o puțin să răcească. Eu sper că v-a plăcut această rețetă. Dacă vă face plăcere, vă invit să mă urmăriți aici sau pe canalul meu de YouTube. Arată foarte bine și are o crustă și un gust foarte bun. Aștept părerile voastre în comentarii.